O inițiativă legislativă prevede posibilitatea ca șoferii să poată verifica online toate amenzile și sancțiunile primite în trafic. În acest moment, certificatele se eliberează doar la cerere, în format fizic, privind istoricul sancțiunilor. Conform mesajul.ro, scopul prezenței legii îl constituie asigurarea cadrului legal necesar pentru ca titularii permiselor de conducere să aibă acces permanent și neîngrădit la istoricul sancțiunilor privind regimul circulației pe drumurile publice. Poliția română va asigura accesul direct al titularilor permiselor de conducere la istoricul sancțiunilor privind regimul circulației pe drumurile publice în aplicația informatică reglementată prin ordinul numărul 141 din 15 septembrie 2014 privind evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie. Se arată în expunerea de motive a proiectului de lege. Dreptul de acces la istoricul sancțiunilor al titularilor permiselor de conducere se limitează la vizualizarea datelor, generarea și descărcarea unui certificat online. Certificatul privind istoricul sancțiunilor referitoare la regimul circulației pe drumurile publice se generează la momentul solicitării titularului permisului de conducere în format online, relatează mesajul.ro.